azi lucrez undeva pe o barcă mică pe râu și ce se face aici este o fabrică de cherestea care aduce bușteni. Dacă vezi plutele pe apă, asta este o parte din râul Fraser, este un fluviu destul de mare și plutele vin aici, cum vezi buștenii care plutesc, îi împinge cu bărci de tipul ăsta, care se numesc bulldozer, boats sau bărci bulldozer. Și buștenii sunt aduși, sunt pescuiți de către un sistem care sunt încărcați, după cum vezi aici, sunt încărcați în într-un sistem de bandă transportoare cu lanțuri. Sunt duși la tăiat, făcut bucăți și se obține scândură, se obține un fel de rumeguș sau bucățele de lemn, care bucățele de lemn se încarcă în vapoare de tipul ăsta, sau nu este vapor, este un fel de container din ăsta pe apă care este uriaș și care este tras pe râu și pe ocean cu niște bărți mai speciale care au cauciucuri mari, mari în față. Deci sunt bărci care nu merg repede, dar au putere foarte, foarte mare. Și ăsta este circuitul lemnului de la pădure, scos cu elicopterul sau cu diverse utilaje. Deci am trecut și pe lângă exploatări forestiere care se folosește helicopter, elicoptere mari. Și acum trebuie să plec. Vorbim, bye bye.